Bună seara, sunt Tatiana Andrieș și pentru început țin să vă urez tuturor un an nou fericit, deoarece am avut o problemă la mâna dreaptă, am avut câteva arsuri. În aceste zile am lipsit de pe canalul de YouTube. Acum sunt în faza de vindecare și reușesc să lucrez un pic. De aceea am spus să terminăm ceea ce am început între Crăciun și Anul Nou, și anume coșulețul decorativ despre care vă vorbeam că poate fi folosit atât pentru un aranjament pentru Paște, în care să punem ouă, în care să putem pune, chiar crea un mic aranjament cu găinușe, cu pui croșetați, sau poate avea diferite întrebuințări, puteți pune și fructe croșetate în el și totul. Deci am încheiat coșulețul pentru care tutorialul este pe canalul meu de YouTube, Tatiana Andrieș. Apoi am pregătit un castron de plastic care va fi baza acestui coșuleț. Pe acesta noi vom da formă. În acest castronaș am pus aracet, după cum vedeți, este foarte, foarte dens. Eu până acum am folosit o altă metodă, mereu cu aracet am apretat, însă în seara aceasta vreau să experimentez un nou mod și să-l fac împreună cu dumneavoastră. Oricum, rezultatul final va fi același, pentru că coșulețul nostru va fi bine apretat și va avea forma pe care o dorim. Deci, după ce ați lucrat, dumneavoastră veți alege ca suport un vas de plastic sau chiar de porțelan, în funcție de mărimea coșulețului pe care l-am lucrat, pentru că, așa cum vă spuneam, se poate lucra și cu un fir un pic mai grosuț, dacă doriți ca acesta să aibă o dimensiune mai mare. Eu, cum vă spuneam, am folosit aracet și acum voi pune un pic de apă pentru a-l dilua puțin. Este foarte dens, după cum ați văzut. Am pus mănuși, nu de teama de a mă murdări, dar am pus mănuși de teama de a nu îmi infecta degetele unde am suferit arsuri. Deci voi mesteca bine acest aracet. Vedeți cum se întinde practic așa. Vedeți, are grosimea unei smântâni normale, așa, iar în acest moment eu voi lua coșulețul, nu aruncăm nimic, curăț și lingura, îl voi introduce aici. După cum vedeți, eu acel castronaș de plastic nu l-am acoperit cu nimic, pentru că apoi îmi va fi foarte ușor să îl desprind. Dacă aș pune pe el să spunem folie de plastic sau de aluminiu, dați că a rămas un pic aici,
ne uităm cu atenție să nu ne rămână părți care nu sunt așa. Păi facem felul acesta pentru a distribui peste tot aracetul, vedeți? Până acum avem o altă metodă de a preta. Puneam aracetul direct pe material și îl întindeam cu penelul. Acum am văzut că foarte multe doamne chiar îl diluează un pic aracetul. Eu acest lucru îl făceam apoi separat cu penelul sau cu pensula. La mine în Moldova se spune penson, de aceea am folosit și cuvântul penson în momentul în care am lucrat împreună zăpada artificială. Așa, acum, deci după ce l-am îmbibat bine cu aracetul, și ați văzut modul în care l-am purtat în mână pentru a distribui peste tot soluția, îl pun pe castron, dacă este ceva în plus. Luăm de aici, așa, deci să nu rămână nimic. Și apoi voi începe să îl aranjez pe acest castron, vedeți, în felul acesta. Voi întinde foarte bine coșulețul, voi lua castronul în mână și voi întinde fiecare parte în felul acesta. Cum vă spuneam, nu pun pe plastic, pe acest castronel din plastic, nu voi pune folia de plastic sau de aluminiu, pentru că riscăm să rămână lipită de coșuleț și atunci ne va fi foarte greu să-l desprindem. În felul acesta eu voi întinde bine toate. Acesta este modul în care putem apreta cu ușurință acest tip de coșulețe, chiar și alte lucrări care necesită apretare. După ce l-am întins bine, după cum vedeți, îl voi lăsa să se usuce. Pus la o sursă de căldură, se va usca în timp foarte scurt, iar apoi când va fi uscat, vă voi arăta cum vom corecta mici imperfecțiuni care rămân dacă nu este bine întins. Uitați, acesta este modul în care vom apreta
coșulețul. Știu că sunt și modalități diferite, se poate folosi și se poate apreta și cu zahăr, se poate apreta și cu amidon, se poate apreta și cu gelatină, dar eu apretez totul în acest fel și coșulețele mele stau ani de zile în această formă. Atât am vrut să vă arăt în seara aceasta, pentru că este seară și, așa cum vă spuneam, cum mâna mea este deja în proces de vindecare, voi continua cu tutoriale în care, așa cum vă spuneam, vă voi face surprize. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție, vă doresc o seară plăcută. Sunt Tatiana Andrieș și ne revedem foarte curând. O seară plăcută și noapte bună tuturor! Revedere!